Comisia de veting a anunțat că începe vetingul în curțile de apel, altele decât cea din Chișinău, în curțile de apel din Bălți, Cahul și Comrat. Când s-a anunțat? Când au fost notificați judecătorii de la curtea de apel Chișinău că începe procedura de veting, 50% din judecătorii curții de apel și-au anunțat demisia. Întrebarea mea este dacă vă așteptați la un fenomen similar și la Bălți, Cahul și Comrat. Nu am niciun fel de așteptări, să spun așa, că noi așteptăm un anumit rezultat. Statistica la Curtea de Apel a fost un pic mai mare de 50%, 21 din judecători și-au dat demisia, deși am impresia că unul din judecători era atins și plafonul de pensionare exact în perioada de, de, în care trebuia să prezinte, să răspundă la notificarea comisiei statistica pe care o avem pe cursul de apel la moment ar fi, da, cam 50% își dau demisia, dar nu cunoaștem în care e situația în țară. De asta mi vine greu să spun care ar fi așteptarea. Speranța mea ca avocat, ca cetățean în acest țări, este ca să fie numărul de, de demisii fix mai mic. Dar în cât timp ar trebui să fie clar, dacă își dau sau nu. 20 de zile. 20 Ducători de zile. la dispoziție 20 de zile. Fie să completeze formularul de etică și declarația de avere și interes pe ultimii 5 ani și să o prezinte comisiei și astfel, astfel exprimându-și acordul la procedura de evaluare uh -huh. sau prezintă, își prezintă demisia Consiliului da. de Supremă a Domnul Racoveț, sunteți din sistem. Aveți semnale? Știți dacă... Vor urma exemplu celor de la Chișinău, judecătorii de la Bălți, de exemplu, sau de la Comrad sau Cahu? Probabil că o parte din colegi care au a, limita de vârstă pentru a pleca la pensie, cred că, nu știu, posibil să plece. Dar a, cred că, având în vedere experiența colegilor care au trecut prin evaluarea respectivă, a, poate să nu fie procentaj atât de mare ca la curte de pe al Chișinău. Mm -hmm. Dar aveți semnale că urmează, să, urmează demisie de și de la curțile de apel? Frust, din... Frustări, sunt. Adică, evident, că sunt unii acolo care spun că pentru ce îmi trebuie tot chinul asta, pentru a da diferi, diverse explicații, având în vedere background-ul mm -hmm. și cred că să, adică, cred că să plec. E clar că nimeni nu spune că eu precis plec. Dar în general, dumneavoastră a zis că unii există această stare de frustrare și de ce să trec prin chinul asta? Iată, care este de fapt emoția judecătorilor din sistem legată de procedura de vetting? E mai multă încredere acum în procesul de vetting pe interiorul sistemului? Eu cred că pe interior acum cât de cât s-a mai schimbat ceva. Adică mai mult ca atât că avem multe persoane care au trecut această evaluare și au fost evaluați pozitiv. La candidații, de exemplu, din colegi de evaluare și selecție, majoritatea care au rămas în concurs au fost evaluați pozitiv. Și cred că asta o să motiveze pe colegii ceilalți să încerci și, el, să încerc și acest, acest proces.